Bună ziua, dragi elevi, eu sunt Dorin Galben. Mă bucur să vă regăsesc în fața ecranului sănătoși și dornici pentru lecția de astăzi. Vă reamintesc că suntem la studierea operei Neamul Șoimăreștilor de Mihail Sadoveanu. La început, prin tradiție, vin cu un citat. Literatura, un cod pe care ești nevoit să-l descifrezi. Roland Barthes. Subiectul lecției de astăzi, lectura aprofundată. Structura textului 1 și al doilea plan al narațiunii Alternanța. Pentru început, vă propun să continuați frazele cu idei interesante. Fiecare cu sufletul lui. De exemplu, la cineva e plin de bunătate, iar la cineva încărcat de noroi. Merg cu tine, nu ne putem despărți așa de curând, fiindcă îmi ești drag. Ai un suflet ciudat și o limbă dulce. Iar Șoimarul, sculându-se din perini cu ochii umezi, îmbrățișă pe păgân și pe boier, pe frații lui de sânge, frații lui. Fraza o continuăm pentru a da de înțeles și sensul fiecărui început, pentru a completa ideea. Sunt sigur că veți găsi și alte idei mult mai interesante și profunde. Lecția de astăzi o vom desfășura după următoarea structură. Noțiunea de alternanță, 1 și al doilea plan al narațiunii. Comentarea unui fragment. Conform dicționarului, alternanță înseamnă 1. Schimbare, 2. Totalitatea valorilor dintr-o semiperioadă a unui fenomen alternativ, începând cu momentul în care valoarea mărimii alternative trece prin 0. 3.4. Schimbarea calității sau cantității unei vocale la cuvintele din aceeași familie sau în cursul flexiunii aceluiași cuvânt. În literatură aceasta are primul sens, iar noțiunea de alternanță reprezintă procedeul prin care sunt prezentate alternativ două întâmplări sau povestiri. Procedeu evidențiat. Se realizează prin formulări precum în acest timp, în același timp, pe când și altele. Procedeul presupune trecerea de la un plan al narațiunii la altul, având ca efect complicarea narațiunii. Alternație, prezentarea alternativă a două povestiri. Vă propun să urmăriți cum alternează în cele patru fragmente chiar titlurile. La cornul lui Sas, cât de repede se câștigă bătăliile. Unii cad, alții se ridică. Se leagă o frăție de sânge. Aceste patru teze se completează una pe cealaltă, formându-se un ciclu închis, povestiri în ramă. Iar acum, ca să ne convingem că într-adevăr în operă are loc această alternanță în planul narațiunii, vă propun să analizăm un fragment din capitolul 1 și capitolul 4. Capitolul 1. În anul Mântuitorului, 1612, pe vremea când înfloresc teii, singurătățile Prutului, la cotitura care se cheamă Cornul lui Sas, vuiau de furtuna războiului. Încă din zorii zilei se mișcase de deasupra popricanilor Ștefan Tomșa cu oastea lui amestecată. Iar din susul apei, vestitul șleahtic, Potochi și Constantin Vodămovilă grăbeau cu leșii și cu cazacii lor și cu putință oastea de țară. Tomșa era nerăbdător. Pe harmăsarul lui alb, arabesc curat, într-una se sălta pe șaua adâncă și cerceta zarea malurilor Prutului. Atunci, om face un drum frățiesc într-acolo și înapoi, zise cu voie bună tatarul. Merg cu tine, nu ne putem despărți așa de curând. Îmi ești drag, ai un suflet ciudat și o limbă dulce. Un drum până la Nistru îl facem ca vântul. Dar pe mine unde mă lăsați? Strigă bârnoavă, ridicând în sus brațul drept. Mergem în trei. Existența naratorului care povestește la persoana întâi, atunci om face un drum frățiesc într-acolo și înapoi, sau a treia, încă din zorii zilei se mișcase de deasupra popricanilor, Ștefan Tomșa cu oastea lui amestecată. Relații temporale și spațiale, cu alte cuvinte, cronotopul. În aceste fragmente descoperim cum, cu un spațiu imaginar, indiferent dacă el este sau se vrea realist, și acesta permite un itinerar. Deplasarea personajelor se asociază cu întâlnirea aventurii, la început câmpul de luptă, la cotitura care se cheamă Cornul lui Sas, vuiau de furtuna războiului. Și acest început trimite la o altă declanșare de acțiuni. Dar pe mine unde mă lăsați? Strigă bârnoavă, ridicând în sus brațul drept. Mergem în trei. Concluzia, timpul în operă alternează, prezent-trecut, iar fiecare capitol este un prilej pentru un alt subiect cu miez intrigant. Un rol important în demersul narrativ într-o operă îl are naratorul. Ne amintim cine este naratorul mai întâi. Narațiunile au narator-povestitor, cel care narează, și naratar, cel căruia îi se adresează naratorul. Prezența lor poate fi mai puternic sau mai slab conturată.
Ca să observăm această prezență, atenție la următoarele formule narrative cu care încep aliniatele în capitolul 2, unde este concentrată dinamica descrierii bătăliei. La țipetele prea lungi ale surlelor, Tomșa, tinzând să ajungă, a învăluit aripa. O bubuire de pușcă mugi în tabăra lui Potochi. Fumul întăiet puști se pierdea în văzduhul plin de soare. Potochi dăduse drumul altui pâlc. Atunci, cu un zâmbet straniu pe buze, își porni și Tomșa trâmba. În mălmășala din ce în ce mai strânsă, sângele curgea ca o ploaie. Hussein Aga privea țintă cu ochii lui rotunzi. Dar Tomșa nu-l auzea, năvăliți asupra unui leah cu sabia înălțată. Un țepet grozav întâmpină pe cei doi urmăritori. Dar în clipa de primejdie, un călăreț. Asta e lovitura cea mai dulce. Nu mai simte. Să mergem că se isprăvește. Cantemir se luă după ei. Jefuiți de arme, scule și haine, robii stăteau îmbulziți. Hussein Aga venea liniștit. Am spus eu că o să biruim, vorbi Tomșa râzând. Urmărind în plan evolutiv, descoperim cum naratorul, prin prisma verbelor de conținut, a învălui, mugi, să biruim și altele, dinamizează direct lupta și îl transpune pe cititor imaginar pe câmpul de luptă, participând direct la această victorie de o puternică alternanță de emoții. Observăm că încordarea cea mai mare e la mijlocul fragmentului, iar la final se resimte o liniște pătrunzătoare. În contextul lecției de astăzi, țin să menționez că ați fost foarte buni, activi și ingenioși. În pofida conținutului încărcat și sarci complicate, am simțit implicarea voastră, făcând reciproc schimb de idei. Vă propun următoarea sarcină pentru consolidarea materialului. Care sunt elementele narațiunii ce ar permite interpretarea acestor fragmente drept o povestire încheiată? În final, vă invit să meditați la arsețiunea. Succesul înseamnă să obții ceea ce-ți dorești. Fericirea înseamnă să-ți dorești ceea ce obții. Dale Carnegie. Succes tuturor și o zi cât mai frumoasă!